În urmă cu mai mulți ani umblam prin Oltenia în misiune, un acordeon în spate, am coborât dintr-un tren. Asta s-a întâmplat cu 20 de ani în urmă și căutam o biserică de pocăiți într-un sat. Și dintr-o parte alta am întrebat, unde e biserica pocăiților? Nimeni nu știa să spună unde este biserica de pocăiți. Până la urmă am întâlnit un tânăr înalt, frumos și sătos de vreo 21 de ani, care știu unde e biserica. Dar m-a întrebat, dar ce faci dumneata acolo? Și a zis, vin-o să vezi, el către mine, dar ce să fac eu la voi la pocăiți? Și a zis, vin-o să mulțumești lui Dumnezeu. Era înalt, frumos, sănătos, era întreg. Și mi-a zis un lucru care nu l-am auzit la nimeni. Mi-a spus, eu n-am de ce să-i mulțumesc lui Dumnezeu. N-am auzit pe cineva să spună asta niciodată. N-am de ce să mulțumesc lui Dumnezeu. Cu lacrimi în ochi am zis, am acasă un tată care n-are picioare. Cât de bine este să ai picioare. Când te dai jos din patul tău să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că am picioare și pot să umbl. Tatăl meu, înainte să moară cu 3 luni, a zis, aș mai vrea un singur lucru pe pământ. M-am gândit că vrea să-l duc în Bihor, acolo unde ne-am născut noi. Dar auziți ce mi-a zis? Aș mai vrea să merg odată desculț prin iarbă. Auziți? Nu-i bai că n-ai cei mai frumoși pantofi. Nu-i bai că n-ai cea mai frumoasă casă. Nu-i bai că n-ai cei mai mulți bani. Poți să te pui pe genunchi să spui, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat picioare și pot umbla desculț prin iarbă. Apoi am spus acelui tânăr, mai am o soră. Atunci avea peste 30 de ani. Acum are peste 50. Și am spus, am fost la ea nu de mult și mi-a zis, aș mai vrea un singur lucru pe pământ, să mai văd un minut. Sora mea este oarbă de peste 25 de ani și a zis că ar vrea numai un minut să mai vadă. Fraților, câte minute vedem noi pe zi? Avem noi motive să lăudăm pe Dumnezeu? Cântarea care vreau să o cânt spune, voi care vedeți lumina zilei, câți de aici vedeți lumina zilei, mâna sus. De asta v-am zis că sunteți cei mai frumoși. Și vă rog să faceți ceva pentru mine. Uitați-vă unul la altul și spune, ești cel mai frumos. Spuneți-vă.